Dacă în luna decembrie Lidia Buble și Hârlis Basea era actorul cubanez și au spus adio după puțin timp de relație, lucrurile par să fi început cu dreptul în noul an. Ei bine, cei doi au renunțat în a se mai urmări pe rețelele de socializare odată cu despărțirea, însă iată că acum putem să vedem cum aceștia se urmăresc din nou pe Instagram, deci primul semn spre o posibilă împăcare. Asta nu este tot, căci în prezent Lidia Buble se află într-o vacanță exotică. Nu a ținut să precizeze și cu cine, dar cu cineva este sigur, asta pentru că îi se fac poze care mai de care mai sexy. Ceea ce mulți internauți au observat este faptul că în același timp și Hârlis Basea publică pe pagina sa de Instagram fotografii dintr-o locație la fel de exotică, care ar putea fi chiar cea în care s-a pozat și Lidia Buble. Dacă lucrurile chiar stau așa, asta ar însemna că Lidia Buble s-a întors în brațele actorului cubanez pe care l-a adus și în România într-o vizită de-a sa. Lidia Buble confirma în urmă cu doar câteva săptămâni că s-a produs despărțirea de actor, însă că în continuare este într-o relație bună cu el de prietenie. Ea spune că s-au separat din cauza distanței mari. Totuși, în ciuda kilometrilor parcurși unul la celălalt, veta zicea că a fost o poveste frumoasă de iubire. În momentul în care ceva nu funcționează, eu sunt de părere că trebuie să punem stop, niciodată nu există un singur vinovat, vina este de ambele părți. Distanța este o problemă, distanța într-o relație nu este cel mai bun lucru. Nu cred că asta contează cine a pus punct, a fost o poveste frumoasă, a spus Lidia Buble într-o emisiune TV.